E una din zilele alea în care efectiv nu fac nimic. Mi-am aprins țigara asta, mă uit pe tavan și caut niște răspunsuri. Spre exemplu, ce am fost până azi. M-am trezit în fiecare zi fără să știu ce norocos sunt. Și efectiv ce binecuvântare plutește asupra ființei mele. Și încă ceva. Când spui adevărul, trebuie să te pregătești de jertfă. Și uite că mă jertfesc de ani întregi de când nu mă mai mir pe mine. Și ori de câte ori spun adevărul, trebuie să-l accept, chiar dacă mă doare, ca să pot să merg cu capul drept spre orizont. Efectiv, să nu am ce să-mi reproșez vreodată. Sunt om. Și omul se naște, crește, trăiește și iubește. Dar oricât de mare e acest om, are o zi când se sfârșește. Greu de realizat asta, nu? Adică fiecare în sinea lui se vede nemuritor. Sunt firul de praf dintr-un deșert infinit. Sunt moara de vânt ce încă nu s-a oprit. Sunt floarea de colș ce din stâncă înflorește. Sunt cel ce se naște, trăiește și iubește. Sunt apa ce curge că e noapte sau zi. Sunt raza ce vine peste prăpăstii pustii. Sunt tot ce mișcă în adâncuri și la suprafață. Că până va veni sfârșitul, mi se spune viață.